Bucovina Rădăuți și-a asigurat și din punct de vedere matematic prezența la barajul de promovare după ce a învins vineri pe teren propriu formația Știința Miroslava, cu scorul de 3 la 1. Echipa antrenată de Ovidiu Murariu și Iulian Ionesi s-a impus prin golurile marcate de Robert Ciobanu, Netbai și Hopulele. Gruparea rădăuțeană își poate securiza primul loc în play-off-ul seriei întâi cu un joc favorabil al rezultatelor în etapa intermediară de miercuri, când primește vizita celor de la Feceva Cău. În precedentele întâlniri directe s-au înregistrat două egaluri și două victorii pentru Bucovina-Rădăuți. În celălalt meci din etapa a șaptea play a play-off-ului Ligia 3, a seria întâi CSM Bacău va primi vizita științei Miroslava. În play-out, Șomuz va întâlni CSM Vaslui, miercuri de la ora 18 pe stadionul Constantin Jamaischi. Vasluienii sunt liderii clasamentului, iar echipa antrenată de Daniel Stoica se află pe poziția secundă cu un punct mai puțin.